Aparatură medicală de mai multe tipuri, echipamente, saltele și mobilier, toate reprezintă încă o donație din partea partenerilor din Olanda ai Fundației din Dragoste pentru Oameni. Ca și în alte rânduri, deputatul Florian Nicolae a sprijinit demersurile acestei fundații. Astăzi a sosit încă un transport, de data aceasta cu aparatură medicală, promisă de acum 2 ani când au venit domnii olandezi care sunt în echipa unui spital fundație din Olanda și în sfârșit am primit-o cu drag. Urmează să o repartizăm la spitalele din județ, mi-aș dori, pentru că este foarte multă nevoie și vreau să mulțumesc pe calea aceasta domnului deputat Nicolae Florian, care fără implicarea dânsului nu reușeam să depozitez această aparatură și mobilier de spital. Aparatura, echipamentele și materialele aduse astăzi la Giurgiu sunt în stare perfectă și au fost depozitate în condiții optime. Ele urmează să fie donate unităților medicale din Giurgiu.